Două femei au fost ucise de rechin lângă plajele Egiptului, de la Marea Roșie, la sud de orașul Hurghada, a anunțat duminică ministrul egiptean al mediului. Cea de-a doua victimă este o româncă și a fost ucisă de rechin în aceeași zonă în care a murit o femeie austriacă. Roxana Donisan, în vârstă de 40 de ani, era din Suceava și lucra ca funcționară la Direcția de Finanțe. Potrivit surselor jurnaliștilor de la monitorul sv.ro, românca își achiziționase două sejururi în Egipt pentru a petrece o vacanță mai lungă. Conform unui comunicat al Ministerului de Externe, ambasada României la Cairo a fost înștiințată telefonic la data de 3 iulie de către agentul unei companii de turism cu privire la decesul unei românce care se afla în vacanță în stațiunea Hurghada, Egipt. Roxana s-a stins din viață la doar câteva ore după ce, în același loc, un rechin a atacat o austriacă în vârstă de 68 de ani. Aceasta a fost atacată sâmbătă de rechinul din specia Mako. Femeia era de aproximativ 5 ani stabilită în Egipt, alături de soțul ei, egiptean. Un alt turist care se afla în apropiere în momentul producerii atacului fulger a declarat că rechinul a înhățat-o și a tras-o sub apă, iar femeia nu a mai apucat să strige după ajutor. Potrivit primelor informații, femeia a reușit să ajungă până la mal, cu toate că era grav rănită. Aceasta a decedat la scurt timp din cauza hemoragiei puternice. Ambele atacuri au avut loc la o distanță de 600 de metri unul de celălalt. Oficialii egipteni au declarat că a fost format un comitet pentru a examina circumstanțele atacurilor și eventualele motive științifice aflate în spatele acestora. Guvernatorul regiunii a emis un ordin de suspendare a tuturor activităților pe plajele din zona atacurilor.